Salut, numele meu este Flavius și în acest video o să afli pas cu pas cum să creezi o campanie de tip trafic prin Facebook Ads pentru ca tu să aduci clienți potențial pe site-ul tău și pentru ca aceștia să cumpere. O să afli pas cu pas cum să o campanie de tip trafic, cum să ai obiectivul de tip trafic pe campania de Facebook Ads și mai apoi cum să optimizezi această campanie pentru ca ea să fie cât mai profitabilă și fiecare leu investit să fie investit cu cap și să aducă un return investment cât mai mare. Succes! Ok, acum că suntem la laptop, hai să vedem cum să creăm cât mai clar această campanie de tip trafic pe site, pentru că noi să atragem clienții potențiali și persoane care se potrivesc cel mai bine cu profilul nostru de clienți pe site-ul nostru. Pentru asta dăm click pe Creează și vom crea o nouă campanie. Deci îmi pun numele campaniei trafic, după care alegem cu obiectivul campaniei trafic. Putem face A-B testing sau să optimizăm bugetul. Hai să facem o campanie cu A-B testing. Și ce vrem să testăm? Vreau să testez, să zicem, componentele creative. Setul de reclame, să zicem set 1, reclama 1. Și avem set 2, reclama 2. Dăm pe salvează ca și schiță. După care mergem mai departe și ne va băga în setul de reclame. Aici vedem practic campania în mare. Deci am ales ca obiectiv traficul, achiziția să fie de tip licitare, testul comparativ să fie, să facă pe componentele creative. După care zicem, mergem pe setul de reclame numărul 2. Și aici avem bugetul zilnic, să zicem, hai să luăm un buget total, zicem de 100 de lei, un pic, bugetul total să fie de 78 de lei și se va împărți în jumate, deci setul A va primi 31 de lei, setul B 39 de lei. Și vom vedea forța reprezentativă a testului, este probabilitatea de a identifica o diferență între cele două seturi de reclame. Ceea ce este, trebuie să fie cât mai mare. După care avem programarea când să ruleze campania, ruleze tot timpul. Și după care vedem audiența noastră, pe cine targetăm. Să vedem acum la partea de reclame. Dacă vom da click pe editează, vedem că avem două creane acolo, editează numai să fie editează. În momentul ăsta să editez numai că deja l-am editat. După care avem reclama numărul 2. Zicem pe ce pagină să folosim aceste reclame. Și dacă avem cont de Instagram, putem adăuga și contul de Instagram. Pentru a crea reclama putem alege tip imagine sau video singular, carusel sau colecție. Să zicem că vreau să aleg un carusel și după care pot să aleg să văd diferite modele, după care să aleg imaginile mele. Zicem că vrem să selectez o imagine și ca să o urc, dăm click pe încarcă imagini, merg în unde am imaginile mele și zicem adăugăm câteva imagini, adică aceasta și aceasta. Vedem că sunt foarte colorate, ceea ce este foarte bine, o să iasă ușor în evidență. Deci alegem prima imagine, după imaginea numărul 2, mergem și iarăși încărcăm o imagine. Deci că vreau să adaug pe aceasta acum. Este prea mică, deci îmi zice că este prea mică imaginea. Ce că o aleg pe aceasta. Și aceasta este prea mică. Pare asta e mare, cred că e destul de ok. Dar dacă durează mai mult, deci se încarcă. Dăm pe continuare. Și fiecare imagine poate să aibă un URL diferit, o descriere diferită sau un titlu diferit. Ceea ce este iarăși foarte bine. Pentru că pot să duc oamenii pe diferite pagini. Așa voi face și la celălalt set de reclame și la celelalte anunțuri. Deci în mare, Facebook va atrage oamenii pe site care sunt cei mai
targetați și care au șanse cât mai mari să ajungă pe site-ul nostru. Obiectivul este tip trafic, deci Facebook va optimiza pentru cât mai mulți oameni să ajungă pe site-ul meu. Succes!